Imediat ce au primit votul deputaților, membrii cabinetului Gavrilița au trecut strada și au mers la președinție, unde au depus jurământul în fața șefului statului, Maia Sandu. Președintele le-a transmis noilor miniștri că provocările sunt mari, iar așteptările de la ei sunt și mai mari. Membrii cabinetului de miniștri, în frunte cu prim-ministrul Natalia Gavrilița, au depus pe rând jurământul. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova. Să respect Constituția și legile țării. Să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. La ceremonia de învestire a fost prezentă și bașcanul UTA Găgăuzia Irina Vlah, care și-a reconfirmat jurământul de credință. Ulterior, președintele Maia Sandu i-a felicitat pe noii miniștri. Milioane de oameni sunt cu ochii pe voi. Provocările sunt mari, așteptările sunt și mai mari. Eu o să vă sprijin, Parlamentul o să vă sprijine, aveți sprijinul partenerilor de dezvoltare, dar este foarte important să aveți sprijinul cetățenilor. La rândul său, premierul Natalia Gavrilița a declarat că noua garnitură guvernamentală este gata să se angajeze pentru redresarea situației din țară, iar executivul se va convoca în ședință începând cu săptămâna viitoare. Gavrilița este cel de-al 15-lea prim-ministru al Republicii Moldova de la declararea independenței țării. Cel mai lung mandat în frunta executivului l-a avut Vasile Tarlev, care a exercitat această funcție timp de 7 ani. În ultimii ani, Moldova a avut 6 premieri, Vlad Filat, Iurie Leancă, Kiril Gaburici, Valeriu Streleț, Pavel Filip, Maia Sandu și Ion Chicu.